Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Presupun că și voi, ca și mine și ca toată lumea, suntem preocupați de viitor. Și știți cum se spune, să învățăm chineză, că ăsta este viitorul, ne așteaptă modelul chinezesc, așa că am început să ne documentăm din ce în ce mai des ce presupune modelul chinez. Și avem diverse știri din China. Adică, iată, o companie de stat din China, care produce baterii de litiu pentru aviație, este o controversă oarecare așa în China acum, că a instalat camere de luat vederi deasupra vaselor, vase se spune, nu? Vaselor de WC-ul în toaletă. Mm. Adică să monitorizeze timpul pe care îl petrec angajații la toaletă. Și înțeleg că s-au aplicat și măsuri corective împotriva unor angajați care au stat prea mult la toaletă. Unul a fost concediat, doi au fost amendați. Sunt și capturi de ecran cu domnii chinezi care ei stau pe vasul de toaletă și ce faci acum pe vasul de toaletă? Dacă ai baterie la telefon, citești lucruri. Așa au pus public imagini cu ea? Au apărut imagini, nu știu dacă public, dar tot ce e posibil, că na, suntem... Te-a prins fumând sau... Suntem în China. Nu i-a prins fumând, au stat prea mult, a apreciat personalul. Deci acum departamentul resurse umane... Nu mai e pauza de țigară lungă, e pauza de toaletă. Da. Asta este. S-au mai întâmplat niște cazuri și la alte companii. Adică o altă firmă chinezească a impus un timp maxim pe care poate să-l petreacă angajatul în toaletă. A spus, asta este, atâta ai. Și e cu cronometru, la propriu. Nu, groaznic. Da. Altă companie a instalat timere în toaleta respectivă, pur și simplu se deschide ușa după un anumit timp și cu asta basta. A, ce mișto! Da, trebuie să ai eficiență în China peste tot. Unde te duci, nici când ești vorba aia singur ca regele patronului, nu poți să nu fii eficient. Cu... Alții au fost amendați, alții angajați pentru că au folosit toaleta mai mult de o dată pe zi. Da. Și trebuie să ai grijă și ce bei, și pe ce termen lung, mă gândesc, adică... Dar asta cu tronul la serviciu și mie mi se pare un pic aiurea. Adică, de-a lungul istoriei, am avut și noi niște colegi pe aici. Așa. Care mergeau în fiecare zi, o perioadă. Păi în fiecare zi, dar tu nu mergi în fiecare zi? Bă, da, mi se pare aiurea să-ți formezi eu, că până la urmă asta e o... Ăsta e un obicei care se disciplinează cumva, știi? Adică... Să fii setat așa, tu când te ajungi la serviciu, stai un pic și te duci vreo jumătate de oră pe la... Da. Știi ce zici? Singurătate. Mi se pare un pic tine, tu te întrebai, de ce nu rezolvă asta dimineața acasă? Sau seara. Sau seara. Da. Sau când e acasă, de ce? Păi de ce? Dar oamenii erau tacticoși și luau ziarul. E o poveste veche. Pe vremea aia erau ziare, încă se tipuneau ziare. Pleca și știe că păi de ce toaleta se... ocupată consum 20 din... de minute. De ce să consum din timpul tău liber cu familia? Când vorba aia, adică ce, nu ești plătit pentru asta acasă, nu? În fond, care este problema? Dacă poți să reglezi chestia asta, cine o să-ți reproșeze? Da. Asta e în China. O altă știre zice tot modelul chinezesc, o companie chinezească care oferă programe de educație. A anunțat că face angajări, dar a refuzat la angajare persoanele care au un număr de telefon la a cincea cifră, cifra 5. Ai înțeles? Da. Adică, dacă ai 5 la a cincea cifră... Eu am. Nu cred. Deci m-au expus chinozii. N-are cum. Ba da, a cincea cifră e. Stai, a cincea la noi e prima, cum ar veni. Nu mă, cum a cincea adică după prima? Dar tu de unde începi? Începi unde vrei. Doi, dacă pui 0, 4, 5, 0, băi, 7. A cincea. Deci am a cincea cifră, e 5 la mine. Deci da, a cincea cifră e la ZAF. Chinezi. Da. Deci așa, dar ai luat așa, da? Da. De 0, dar pe și dacă pui 4-0 în față. Nu e 4 și plus. Bine, mă, păi așa o iei cum vrei tu. Pe asta cât ai, mă, Luca? E foarte discutabilă. Și ei și... Că prima oară e prefixul companiei, cum ar veni, da? 07XX. Corect? Și pe urmă începe un număr de 6 cifre. Ăla e al tău. Dar du-te tu și ceartă-te cu... Alea primele 4 sale companiei. Și atunci, a 5-a e penultima din număr sau e... prima din numărul tău. Ești prea complicat. Dacă ai 5-5 portând casă pe undeva prin număr e nasol, superstițiile chinezești spun aparent că cifra 5 pe locul 5 când se combină 2 de 5 e semn de mare ghinion. Și deci că te ceri tot timpul cu șeful. Să avem grijă. Te ceri cu șeful ZAF? Da, plec repede. Da, asta e, nu, suportă. De câte ori ți-ai dat demisia în ultimii 25 de ani? Niciodată. Asta e, am verificat numele de telefon, asta. Deci, numai superstiții în China, cred că acolo s-a întâmplat și povestea aia cu directorul care angaja, știi? Cu CV-urile. Da, cu CV-urile.
primește 100 de CV-uri, ia jumătate, le aruncă direct la gunoi. Și secretarul zice, ce faceți, domn director? Cum aruncați CV-urile oamenilor? Și pe vremurile astea de criză, n-am nevoie de oameni ghinioniști în companie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.